Bună seara, domnilor, domnilor, este ora 18. Coaliția o ia de la capăt cu negocierile privind deschiderea listei la europarlamentare. Și exact când părea că acordul dintre PSD și PNL funcționează, toată situația electorală pur și simplu sare din nou în aer. Lista ar putea fi deschisă acum fie de Rareș Bogdan, fie de Mihai Tudose. Dar nici varianta identificării unei alte independente agreată de coaliția celebră Nicu și Mancel încă nu este exclusă. Plus că sloganul Revoluției azi în Timișoara, mâine în toată țara, are semnificația unei adevărate revoluții ce drept politice în Partidul Național Liberal. Cât va conta asta pentru alegeri? Discutăm live chiar cu Rareș Bogdan și Mihai Tudose în această seară aici. Vor veni amândoi cei mai importanți lideri din politica națională aici în această seară în platoul Digi24. Și știți foarte bine, v-am întrebat și pe dumneavoastră în acest context. Cum ar trebui de fapt să fie aleșii noștri? Ce fel de primar v-ați dori? Așteptăm în continuare răspunsurile domniilor voastre pe WhatsApp la 0774242424, dar și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Și, bineînțeles, vă mulțumesc deja pentru multele mesaje trimise. Le veți vedea în această seară afișate pe ecranele domniilor voastre. În partea cealaltă vorbim de adevăratul război, nu unul politic în România. Din păcate, războiul din Ucraina a intrat poate în cea mai dramatică fază a sa. Rușii trag de 5 ori mai mult decât ucrainenii. Nu le lipsește muniția, în timp ce trupele Kievului se chinuie să facă față cu greu a ceea ce înseamnă un război total din partea Rusiei. Rușii au tras doar noaptea trecută cu 90 de rachete și 60 de drone. Ucrainenii au respins doar 92 dintre proiectile, celelalte, din păcate, creând extrem de multe victime în rândul civililor nevinovați din Ucraina. Între timp, armata lui Putin a țintit din nou infrastructura energetică, iar zone precum Harkovul nu a fost niciodată într-o situație mai rea. Nici măcar curent pentru alarma antiaeriană nu mai există acolo pentru a vă da seama cât de dramatică este situația din Ucraina. Moscova susține că este o răzbunare pentru atacurile asupra rafineriilor și pentru situația din Belgorod, unde, vă amintesc, chiar și unii dintre voluntarii români din Ucraina ar fi executat câteva misiuni. Tocmai de aceea vă prezentăm în această seară detalii în exclusivitate de la singurul român decorat de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Acesta se află în contact permanent cu România aflați în Ucraina, ba mai mult, îi ajută cu drone, cu echipament, cu medicamente și mă refer aici la Radu Hosu. Este apropiat de grupul Jetica și va veni în direct cu detalii. Ne uităm, bineînțeles, și la ce se întâmplă în țară. Vă spuneam, din păcate, un scandal uriaș la Gorj, unde fostul prefect a lovit o colegă noastră, o domnișoară, jurnalist Digi24. Care vor fi urmările, dar și ce spune jurnalistul care s-a aflat la fața locului și care a fost amenințat, bruscat și chiar bătut de către fostul prefect, vedeți în doar câteva clipe aici live. Bineînțeles, ca în fiecare vineri seară, sunteți live, iar eu sunt Alexandru Rotaru și vă invit să fiți următoarele 2 ore împreună alături de noi. Și imaginele pe care tocmai le-ați urmărit reprezintă exact scena agresiunii fostului prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, contra jurnalistei Digi24, Ana Maria Young. Când a aflat că procurorii îi cer arestarea, Morega a chemat salvarea. A trecut deja printr-o evaluare la psihiatrie, iar poliția a anunțat că va fi internat. Omul a prins de altfel viteză, fiind de 6 ori urcat la volan fără permis. Dar acesta tot refuză să dea explicații în legătură cu orice fel de subiect și este extrem, extrem de agresiv cu jurnaliștii. Discutăm în continuare chiar cu a noastră colegă, Ana Maria Young, este jurnalist Digi24. Spuneam, Ana Maria a fost în nenumărate rânduri în biroul lui Morega și vine cu detalii de acolo. Ana Maria Young, în primul rând, sper că ești bine și ai depășit cu bine acest moment extrem de dificil, pentru că noi credem că în orice țară a lumii nu există niciun argument real pentru a brusca un jurnalist, mai ales dacă vorbim de o domnișoară. Vreau să ne spui
ce ai simțit tu în acele momente și dacă nu ți-a fost frică, pentru că nu m-am gândit vreodată că aș merge la un reportaj sau la o conferință de presă, politică sau nepolitică, și să fiu în situația în care să fiu îmbrâncit, bătut, bruscat de către un fost politician până la urmă. Bun găsit tuturor! M-am simțit neputincioasă. A fost cel mai, eu știu, relevant sentiment pe care l-am avut în acele secunde, dat fiind faptul că nu m-am dus acolo neinvitată, nu m-am dus acolo fără să am o acreditare, așa cum mi-a reproșat domnul Dan Ilie Morega. M-am dus acolo în urma unei invitații pe care domnia sa a lansat-o către toți jurnaliștii de la nivelul județului Gorj, pentru că dumnealui voia să dea un punct de vedere cu privire la ceea ce s-a întâmplat seara trecută, atunci când a fost din nou la volan și din nou l-a prins poliția, a lovit de această dată și o mașină care era parcată. Nu mă așteptam la o astfel de reacție din partea domniei sale, deși nu este prima dată când acesta vorbește urât cu mine, când mă duc să-i dau dreptul la replică, însă de această dată a depășit cu mult puterea mea de a înțelege sau de a crede că vreodată putem să fim protagoniștii unor astfel de scene. Din păcate, astăzi am pățit-o eu, în alte zile s-ar putea să o pățească și alți colegi de-ai mei, pentru că, iată, nu se opresc aici lucrurile. Domnul Dan Ilie Morega a fost dus la audier la poliție să explice ce s-a întâmplat aseară, după care, de bunăvoie, s-a internat la psihiatrie. Nu știm însă cât va sta acolo și ce se va întâmpla după ce va fi externat. Ana Maria Ianc, este foarte important. Acest fost prefect, fost funcționar public până la urmă, om plătit din banii noștri, a fost recalcitrant și cu alți colegi sau este o răzbunare personală față de tine pentru că tu ești cea care a prezentat României și lumii întregi situația de acolo. Tu ai venit cu imaginile, tu ai venit cu prima reacție, tu ai fost mereu la fața locului și mă întreb dacă e, până la urmă, o formă de răzbunare nedemnă de orice fel de om, numai că, mai ales că vorbim de un politician. Reacția dumnealui a fost doar față de mine, de echipa Digi24 până la urmă, pentru că m-a agresat pe mine, mi-a adresat injurii, m-a împins, însă nici colegul meu nu a fost scutit de aceste cuvinte grele și nici de amenințări. Ne-a adus mai multe cuvinte urâte domnul Dan Ilie Morega, doar nouă, echipei Digi24. Și da, se pare că dumnealui are o problemă cu faptul că într-o seară, în luna februarie, din întâmplare, l-am văzut atunci când mergea pe străzile din municipiul Târgu Jiu cu un girofar pe mașină și cu o viteză foarte mare pe una dintre străzi. Asta mi-a și atras atenția, girofarul pe care l-avea pe mașină. N-am știut a cui este mașina, motiv pentru care am îndrăznit să mă țin după ea. Cu greu am reușit să-l prind din urmă. Într-adevăr, l-am filmat și lumea întreagă a văzut ceea ce s-a întâmplat la Târgu Jiu. De atunci și până în prezent, domnul Dan Ilie Morega de câte ori a avut ocazia, de atâtea ori a agresat jurnaliștii care reprezintă postul de televiziune Digi24. Ana Maria, o rugăminte dacă vrei personală, să ai mare grijă de tine în primul rând și o întrebare colegială sau prietenească dacă vrei. Nu ți-e teamă în acest moment pentru că Dan Ilie Morega a fost un fel de Dumnezeu pe plan local și mă întreb cum te simți tu din momentul în care ai fost bruscată, evident, pentru că îți făceai treaba. Aici este marea problemă. Trebuie să recunosc faptul că da, am un sentiment de teamă, pentru că la rândul meu am familie, pentru că la rândul meu am un copil care trăiește în acest oraș, pentru că atunci când vine un om și îți spune, uitându-se în ochii tăi și citindu-i se furia pe față, cumva că o să-i plătești pentru tot ceea ce ai făcut și tu și colegul tău și întreaga echipă Digi24, atunci să știți că generează o stare de teamă și da, mă gândesc de două ori când mă urc la volan, mă uit și în stânga și în dreapta, mă gândesc de două ori atunci când ies cu copilul meu la plimbare, pentru că da, repet, mi-a generat un sentiment de teamă, în special după episodul pe care l-am trăit astăzi, în urma căruia recunosc, am și plâns. Ana Maria Iancă, te rog tare mult, colegial, dacă vrei, și uman, în primul rând, să ai mare, mare grijă de tine. Eu sper din suflet că autoritățile statului vor demonstra că ceea ce se numește democrație consolidată în România e chiar așa, iar presa nu este obstrucționată să își facă treaba și să aducă în fața domniilor voastre, telespectatorii noștri și a celorlalte televiziuni din România, până la urmă, adevărul. Căci pentru asta a mers Ana Maria Iancă acolo, să vă prezinte imaginile și reacțiile celui care a fost un om plătit din banii statului, adică din banii noștri. De altfel, domnul Morega nu s-a limitat la a adresa injurii sau a se comporta greu de descris cu o colegă, în primul rând, cu un jurnalist bun al Digi24 și și-a îndreptat furia fără pic de reține și către colegul nostru, operatorul Digi24, chiar în momentul în care acesta își făcea treaba, încerca deontologic profesionist să ia
o reacție din partea domnului Dan Ilie Murega. Vă propun acum să vedem reacția celui care a fost prefect și baron de-a dreptul de Gorj. Am împins-o, n-am lovit-o. Să meargă la IMRF. Dacă am împins, dacă am lovit-o. Rămân, plec. Și nemernic cu ăsta. Împreună cu iată, mi-ați la București. Răzi. Răzi, penal. Îți răspunde tot, penal. Ne întrebam dacă vom mai vedea astfel de scene. Ne avertizează mulți dintre cei care sunt cu ochii pe România că putem asista la violență. Și, din păcate, violența este prezentă în România. Tocmai de aceea, în această seară, îl aducem în fața domnilor voastre pe unul dintre liderii campaniei pentru europarlamentare. Un politician arhicunoscut și, bineînțeles, vorbește acesta despre ce se întâmplă în România și ce s-ar putea întâmpla după sau înainte de campania pentru europarlamentare. Rareș Bogdan, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, bună seara, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, domnule Rotaru, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Aș vrea, în semn de respect pentru colega noastră, în primul rând, și pentru ceea ce înseamnă presă liberă în România, să ne dați o reacție, un punct de vedere a ceea ce ați văzut în minutele anterioare. În primul rând, susținere totală pentru Ana Maria, și ca fost jurnalist și ca politician astăzi și ca om, ca român. Mă bucur că în cele din urmă poliția a reacționat, mă bucur că parchetul local a reacționat. E o dovadă că statul funcționează, sper să nu-și piardă deloc din apetența de a funcționa așa cum trebuia să o facă încă de la început, pentru că acest individ nu este la prima abatere, are 7 dosare penale, este sub control judiciar. Și cred că e un pericol public în momentul ăsta, deci faptul că procurorii au cerut reținerea sa pentru 24 de ore mi se pare un prim pas pozitiv și fericit pe cei din parchetul Gorj și de asemenea pe cei din Poliția Națională, din Inspectoratul de Poliție, care l-au ridicat încă de la prima oră și l-au dat către, după aceste fapte, și l-au pus la dispoziția parchetului. Deci e un început. Și sper ca statul și reprezentanții statului să înțeleagă că e vorba de imaginea statului român. Astfel de gesturi duc la neîncredere, duc la neîncredere în instituții, duc la impresia unei țări care are probleme de ordine. Și, dacă vreți, la nivel european, ce are România? O chestiune extrem de importantă este siguranța. Siguranța cetățeanului. Eu sunt la Bruxelles sau la Strasbourg și știu că soția mea, copiii mei, mama mea, pot să circule pe stradă, fie că sunt în București, fie că sunt în Cluj, fie că sunt la Ogna Mureș, la Rădăuț sau la Corabia, liniștit și la 10 seara. Să știți că nu sunt multe locuri în Europa, în niciun caz nu e Bruxelles, acel oraș unde poți circula pe stradă ca bărbat după ora 10 liniștit. Ca să nu vorbim de Paris, de Londra. Mai sunt unele zone, domnule Rareș Bogdan, și prin București, în care ai așa o mică strângere de inimă când mergi după o anumită oră. Acum nu mergem spre zona galeriilor. Așa este, da. Cu tot respectul pentru oamenii de calitate din galerii. Dar cu doamna dumneavoastră sau cu iubita dumneavoastră, după ce terminați emisiunile de la Digi, la plimbare, că înfloresc în curând TEI și Salcâmii, da, vă asigur că la două noaptea terminam eu emisiuni și ieșeam pe stradă, nu mi s-a întâmplat niciodată nimic. Momentan admirăm magnoriile în București și da, ne uităm după candidații comuni pentru Parlamentul European, a Coaliției de Guvernare. Siguranță și încredere relativă în Coaliția de Guvernare. Câteva luni de negocieri aprinse pentru identificarea unui candidat independent, femeie pentru Parlamentul European, care să fie vârf de lance a coaliției de guvernare. Acum, dumneavoastră ați participat la negocierile cu doamna Chiriac în momentul retragerii candidaturii? A participat, a fost la grupul SND, era, să spun, la grupul PSD. S-au purtat discuțiile, nu la PNL. Adică PNL nu a știut nimic de treaba aceasta. Recunosc spre că la momentul în care noi am început ședința ora 15, nu știam despre intenția doamnei și cred că era decent din partea dânsei, dânsa fiind o persoană decentă și un om, da, bun funcționar european, trebuia să ne avertizeze și pe noi și pe cei din PSD ceva mai repede, să nu aflăm de... Înainte de momentul acesta, Partidul Național Liberal a vorbit cu vârful de lance, pentru că domnul Siegfried Mureșan ne spunea că nu s-a știut despre domnia sa, nu s-a știut despre... Are dreptate, Siegfried. Au vorbit președinții celor două partide, domnul Nicolae Ciucă, domnul Marcel Ciolacu, au purtat discuții cu dânsa. Nu înțeleg de ce au trebuit 2 săptămâni din momentul anunțării pentru a face ceea ce a făcut ieri. Am înțeles că presiunea publică a speriat-o, că a fost extrem de mare și punerea dânsei în lumina reflectoarelor. Un om, repet, decent, da, un om bine pregătit, un profesionist, un funcționar european care își face treaba, dar care în momentul când a fost scos pe scenă și au început reflectoarele și presa să întrebe, ceea ce este absolut firesc într-o democrație,
s-a speriat. Deci pur și simplu a dat înapoi. Nu a cerut nici comisar european, nu a avut o problemă cu înscrierea într-un partid. Am văzut că au apărut astfel de lucruri. I s-a cerut să se înscrie în partid? Nu, nu. N-a fost nicio discuție de genul acesta. Deci însă nu a reacționat așa pentru că noi am refuzat să-i oferim posibilitatea de a ajunge comisar european sau că am condiționat-o de înscrierea în partid. Bun. A reacționat așa pentru că presiunea publică a fost una uriașă și pur și simplu a speriat. Domnule Rareș Bogdan, coaliția de guvernare a fost ultima dintre formațiunile politice care a venit cu lista pentru europarlamentare. Acum găsiți o femeie independentă, profesionistă și aparent și neînficată pentru a deschide? Am văzut astăzi declarațiile din zona șantierelor patriei, în care am înțeles că se caută un Rareș Tudose sau un Mihai Bogdan. Nu vom mai susține. Am văzut și declarațiile președintelui PNL și ale premierului. Același lucru l-am spus și aseară și mă bucur, eu îl spun și acum. Cred că pe lista aceasta de 21 de nume există oameni extrem de buni care pot oricând să conducă lista de europarlamentari. Nu e cazul să aducem din afară pe absolut nimeni. Deci eu, părerea mea personală, mă bucur că sunt și în asentimentul celor doi lideri, dar votul meu de luni în Consiliul de Coordonare a Coaliției, între cei 11 membri, va fi să nu aducem un independent, ci să alegem unul dintre cei doi cap de listă, de la PNL, eu, de la PSD, Mihai Tudose, sau o doamnă, poate să fie oricând, din primele poziții. Avem vă doriți să o doamnă lista? Excepțională, doamna Adina Bălean, spre exemplu, care este comisar european, poate oricând să fie o soluție, dar există și alte soluții. Vă doriți să deschideți lista? Nu, eu deschid lista PNL și le mulțumesc colegilor mei din PNL pentru votul de ieri, pentru încredere, îi mulțumesc președintelui Nicolae Ciucă pentru încrederea acordată și pentru votul în unanimitate pe care mi l-au acordat. E important pentru mine, după 5 ani de muncă, să văd că sunt recunoscut din nou ca number one în partidul meu. În rest, vom negocia. Vom negocia, vom sta de vorbă. Cu siguranță PNL nu are o problemă dacă cei din PSD vor deschide lista, cum sunt absolut convins că nici cei din PSD nu văd de ce ar avea o problemă dacă e cineva din PNL. Doamna Firea ar putea să fie cap de listă? Nu cred că doamna Firea va fi cap de listă. Cred că e normal să alegem între cei doi care sunt deja capete de list, cap de listă aleși de cele două partide. V-ați gândit să faceți, nu știu, Rareș Bogdan, jumătate de campanie este cap de listă Rareș Bogdan, jumătate de campanie este cap de listă Mihai Tudose, ca să fie o rotativă. E bine că nu ne îmbracă în fustă, tot e ok. Există. nu există, dar dacă tot e... Sigur că nu e dorit. Da. Nu ne-am dorit lucrul ăsta. Ne-am fi dorit foarte mult să ne spună doamna Ramona Chiriac. Dacă s-a întâmplat asta și dacă presiunea și reflectoarele au fost prea puternice pentru dânsa, pot să înțeleg. Apropo uman, de Mihai Tudose, domnul Rareș Bogdan, au colegii noștri pregătit o am declarație. Că va fi și domnul Tudose în cadrul noastră. Tocmai de aceea o să vreau și un mesaj, dacă vreți, așa prin intermediul nostru facem această platformă de dezbatere între membrii coaliției. Vreți să vă amintiți de replicile noastre celebre? Avem acea replică, o să rog dacă pot colegii să ne cu această replică. Aici, ca să o vedem, este în spatele nostru, citez acum, și-a pus chiloții peste pantaloni, pelerina și zboară printre blocuri. A fost o exprimare mai plastică a unui... În general, umorul este apanajul inteligenței. Da. În Parlamentul European am colaborat excelent cu echipa EPP, cu echipa SND. De altfel, la nivel european, cele două mari familii politice sunt cele care guvernează alături de Renew Europa. Vă împăcați bine acum cu Mihai Tudose? Niciodată nu ne-am împăcat. Avem și o declarație a dumneavoastră, domnule Rareș Bogdan. O să rog colegii dacă ne pot ajuta și cu declarația domniei voastre, tot despre colegul dumneavoastră de guvernare, Mihai Tudose. E o replică la ceea ce spusese domnul Tudose. Dacă putem să vedem, rog tare mult colegii, imaginea în câteva clipe. Era o dezbatere atunci, erați deja în coaliția de guvernare, știți momentul la care mă refer. Tocmai de aceea ne întrebăm cum va funcționa această coaliție bicefală. În timp ce Dan Motreanu și Daniel Buda lucrau pentru fermierii români, domnul Tudose era probabil la bufet, spuneați dumneavoastră, acum ceva timp, mai exact pe 20 ianuarie 2024. Da, schimburi de replici între doi politicieni, mai vii și mai slobos la gură și mai vii în exprimare. Important este că acolo
am făcut ceea ce trebuie și pentru fermieri, și pentru transportatori, și pentru Ucraina, și pentru Moldova, și vă asigur că această echipă națională, formată din reprezentanții ai PNL, 10 la număr, și reprezentanții ai PSD, 11 la număr, vor reuși împreună să susțină cauza României. Acolo am colaborat. Vom mai vedea astfel de replici și în campanie? Mă scuzați. Vom mai vedea astfel de replici și în campanie? Păi nu, acum în campanie trebuie să ne mobilizăm electoratul și eu și dânsul și trebuie să îi convingem să voteze nu doar aleșii locali PNL sau în cazul dânsului PSD, ci și această listă comună de europarlamentari, care din punctul meu de vedere este una foarte bună. Sunt oameni pe ea excepționali. V-am întrebat, revin la întrebare, veți merge cu doamna Firea în campanie prin țară? Doamna Firea, nu știu dacă va merge prin țară, cred că dânsa are un electorat destul de important în București, pe care trebuie să-l activeze și să-l aducă spre lista de europarlamentare, pur să-l îndrepte spre domnul Crustoiu. Eu cu siguranță voi merge atât în diasporă cât și în țară. De aici voi pleca direct la aeroport și împreună cu Nicolae Ciucă plecăm la Chișinău, da, unde mâine avem întâlniri foarte importante. Am fost la Madrid, la Barcelona, la Girona, la Paris, urmează Londra, Birmingham, Manchester, de asemenea mergem la Norfolk, mergem la Roma, mergem în Catania, da, mergem la Bologna, Pescara, Milano, mergem la Frankfurt, Stuttgart. Noi vom face campanie atât în afara granițelor, cât și în țară, pentru că avem foarte multe lansări. Duminică, de exemplu, voi fi împreună cu președintele Ciucă într-un alt județ al României, de unde vom avea și Consiliul Național. Veți face campanie comună sau fiecare partid cu campania în sa? În țară, din 3241 de unități administrativ-teritoriale, da, deci comune, orașe, 1400 municipi, sunt la PNL. 1000, da, sunt la PNL, încă vreo 1500 la PSD. Da. Respectiv 17 președinți de Consiliu Județean la noi, la ei 20, 4 la UDMR. Foarte puține cazuri, cu excepția Bucureștiului și a încă 3-4 cazuri, se merge pe liste comune. În comune aproape deloc, în orășele aproape deloc, sunt 2-3 județe unde se discută liste comune și, practic, la nivel local, aleșii încearcă să-și prezinte cel mai bun proiect. La nivel central, lista arată foarte bine, ultimele sondaje de opinie ne arată un 47-48% pentru lista comună, iar cel mai interesant lucru este că pe bazinele foarte conturate din București, ale PNL, da, peste 20%, ale PSD, în jur de 30%, se vedea cum transferul spre primărie se făcea foarte greu, dar în schimb, lista de europarlamentari arată pe un sondaj 51%, pe un alt sondaj 47%. Ceea ce arată că această idee, și lumea, exact ce ați arătat dumneavoastră, ați făcut foarte bine, pentru că lumea spune așa pe focus grupurile noastre. Și avem în București, am aplicat focus grupurile, avem foarte 800 de persoane. Și foarte multe întrebări. Știți ce spune? Domnule, știți ce vrem? La Bruxelles și la Strasburg să reprezinte România și domnul Rareș Bogdan și domnul Mihai, da, chiar pe noi ne nominalizează, și domnul Mihai Tudose, să nu se certe la Strasburg și la Bruxelles, ci să se bată pentru România. Ce transmiteți cu această ocazie lui Mihai Tudose? Cum? Vom arăta mesajul dumneavoastră lui Mihai Tudose, care va fi aici la ora 19. Ce care mesaj? Ce transmiteți acum? Transmit că îl aștept să luăm peste 50% împreună la europarlamentari și să facem o campanie în care să-i convingem pe români de ce înseamnă beneficiile banilor europeni și ale apartenenței la Uniunea Europeană și, de asemenea, o campanie extrem de dură împotriva extremismului pentru a nu ajunge la ceea ce a mai trăit Europa în urmă cu 80 de ani. Pe scurt, scandal în PNL. Astăzi avem mesajul lui Alin Nica azi, de la scandal. Timișoara. Vrem să urmărim clipele ce urmează, domnule Rareș Bogdan. Nu mai avem foarte mult timp, dar vrem neapărat să abordăm și aceste probleme. Așadar, Alin Nica, liderul PNL Timișoara, vine cu un mesaj către liderii centrali. Îl urmărim. Dacă este să izbucnească o nouă revoluție în PNL, aceasta poate să izbucnească chiar de aici, de la Timișoara. Nu-mi dau demisia dacă colegii mei aleg să mă expulzeze, să nu-mi dea șansa să batem PSD-ul aici. Am toate opțiunile deschise. Ludovic Orban m-a întâlnit la București? Da, m-am întâlnit. Da. V-a invitat în Forța Dreptei? M-a invitat și el, m-au invitat și alții. Ridicați mâna cei care mă urmați. Pentru ce ridicați mâna? Pentru răspuns, da, la doamna. Ce ora în PNL, domnule Rareș Bogdan? Alaltăieri seară, după întâlnirea de la Vila Lac a liderilor PNL de organizații, am fost cel care m-am deplasat împreună cu Daniel Buda, după o discuție cu secretarul general Lucian Vode și președintele Nicolae Ciucă, la sediu din Modrogan, unde am stat de vorbă cu
31 de primari, respectiv viceprimari, o delegație venită de la Timiș, până la 1:30 noaptea, cu Dan Motreanu pe telefon, da, participând la discuție. I-am spus la Alin și ieri, i-am spus și alaltăieri. Locul lui este în Partidul Național Liberal. Cred foarte mult că Alin Nica are un rol important în PNL. Îl susțineți pentru un nou mandat? Îl susțin pe Alin Nica ca pe orice liberal din cei 282.000 de membri ai Partidului Național Liberal. Deci nu va fi candidatul PNL? În spatele lui erau primari liberali pe care îi știu pe toți, de la Săcălaza, toți de acolo, de la Sân Nicolau. Sunt oameni admirabili și vor câștiga localitățile lor. Vom negocia, i-am spus Alin, ai răbdare, nu te grăbi, discutăm, analizăm, găsim cea mai bună opțiune pentru a avea Timișoara, pentru ca Nicolae Robu să câștige orașul Timișoara din brațele lui Dominic Fritz și de asemenea să găsim soluții atât pentru Brașov, cât și pentru Bacău, pentru Târgu Mureș, pentru Satul Mare. O altă situație interesantă în PNL, organizația PNL Prahova, o scrisoare deschisă către conducerea PNL, în care cer susținerea lui Iulian Dumitrescu pentru un nou mandat la Consiliul Județean. Îl susțineți pe Iulian Dumitrescu? Există un vot. Există un vot dat în CDJ, în forul statutar de reprezentare a filialei Prahova, care în interiorul său are 64 de primari din 104 și 17 viceprimari, plus senatorii, deputații și diversi lideri locali. Aceștia au dat un vot alaltăieri seară, deci miercuri seara, pentru susținerea lui Iulian Dumitrescu și pentru proiecte, continuarea proiectelor acestuia. Acesta a adus 3 miliarde de euro bani europeni. Susțineți dumneavoastră prin vicepreședinte pe postul... următorul lucru. Noi am analizat fiecare dosar în parte, fiecare situație în parte, în 20 de județe, 20 de orașe și 60 de județe. Joi, deci peste mai puțin de o săptămână, Partidul Național Liberal se întrunește într-un birou permanent național pentru a discuta validarea la termen a celorlalte 21 de organizații. Atunci vom sta de vorbă și despre organizația Prahova. Este inculpat, domnule Rareș Bogdan, este trimis în... Este inculpat, nu este trimis în judecată. Este inculpat de către procurorul DNA privind... Da, este inculpat. Acum... Eu știu un lucru, că este absolut normal să dai șansa fiecărui om de a se apăra. În momentul în care un om este inculpat sau are o plângere penală, nu înseamnă că are o sentință definitivă. Statutul Așa este, Partidului se bucură de prezumția de nevinovăție. Statutul, de la dreptul roman încoace. Da. Statutul Partidului Național Liberal este un extrem de clar în astfel de situații și vă asigur că vom aplica statutul în tocmai împreună cu conducerea executivă, Biroul Permanent Național, Curtea de Onoare și Arbitraj și Comisia Juridică. Face domnul Ciolacu legea în PNL? Înțeleg că există un mesaj din partea domnului Ciolacu privind neadmisibilitatea domnului Iulian Dumitrescu în campanie pentru că ar trage listele ambelor partide în jos. Noi nu candidăm în județele României, cu două, trei excepții pe care le discutăm încă nu sunt hotărâte, pe liste comune. Domnul Ciolacu poate să facă asta pe listele Partidului Social Democrat și este opțiunea domniei sale. Partidul Național Liberal își alege reprezentanții și candidații pe listele PNL, respectiv pentru Consiliul Județene și orașe comune, doar stând de vorbă cu conducerea centrală și cu forurile statutare ale PNL. Deci domnul Ciolacu nu cenzurează listele PNL, domnul Ciucă nu cenzurează listele PSD. Suntem două partide complet diferite care guvernează pentru România. Domnul Rareș Bogdan, dumneavoastră sunteți prim vicepreședinte, domnul Iulian Dumitrescu a fost prim vicepreședinte. A demisionat din toate pozițiile. Tocmai de aceea vă întreb, dumneavoastră joi, când primiți listele? După ce văd dosarul dânsului de candidatură, după ce analizez toate cauzele, după ce... Este acuzat de mită de 16 milioane de lei. V-am spus, eu nu sunt judecător, nu cunosc dosarul, am încredere în procurori și în judecători că își vor face treaba, așa cum am încredere că la rândul său... Mi se pare o problemă de integritate? E o chestiune pe care trebuie să o lămurească, nu am eu cum să o lămuresc, că nu cunosc detalii. Eu știu un singur lucru și vă rog să-mi permiteți 1 minut jumate să vă spun ce știu eu. 1 minut. 3 miliarde de euro atrași în județul Prahova în 3 ani și jumătate. 55% din rețeaua de gaz care este în construcție în momentul ăsta, acel județ avea 45% legătură de gaz comunele și orașele. Da. 3 centuri ocolitoare pe care eu, ca ardelean, le așteptam la Comarnic, la... Pare că mergeți pe ideea apurată, dar și făcut. Nu știu, eu nu acuz pe nimeni. Acuzații o fac procurorii. Așa este.
judecătorii vin și analizează. Eu am încredere în justiția din România. Spun un singur lucru. Bun. Că este cel mai nou bloc operator pe care l-a făcut cineva. Știu că au mutat Universitatea Carol Davila pentru rezidențiat în Palatul Culturii și știu toate lucrurile astea care s-au întâmplat în cultor guvernare liberale de 3 ani și jumătate. Domnul Iulian Dumitrescu, sunt convins că va veni în fața BPN, va veni în fața și ne va da detalii. Iar dacă nu va veni domnia sa, va veni un reprezentant. Un minut și două întrebări, domnul Rareș Bogdan. 200 de membri, primari, viceprimari, consilieri PNL, azi au migrat către PSD în Argeș. Câți? 200, circa 200. Câți primari dintre ei? Sunt membri PNL, mă gândesc că fiecare membru contează. Da, noi avem 282.000 de membri cu cotizația la... Nu vă deranjează la colare din partea PSD? Eu cred că asta este un gest care ar trebui să-i dispară în democrația, dacă e o democrație consolidată. Cred în mandatul imperativ, chiar dacă o să vină domnul Pârvulescu, invitatul nostru permanent la Digi, și o să-mi explice că nu este constituțional și are dreptate. Cred că legea prin care primarii își pierdeau mandatul în momentul depunerii candidaturii pentru un alt partid, chiar dacă rămâneau acele comunități timp de 5 luni de zile până în 29 septembrie, când li se validează noilor primari aleși pe 9 iunie mandatele, trebuiau foarte, foarte serios aplicată în tocmai pentru a vedea comunitățile că aceste mișcări dintr-o parte în alta nu sunt firești, dar de asemenea sunt un om care respectă libertatea individului de a candida. Eu nu țin cu forța pe nimeni în Partidul Național Liberal. Dacă domniile lor consideră că la un alt partid politic, fie că e USR, fie că e Reper, fie că e Forța Dreptei, fie că este PSD, UDMR sau altă formațiune politică, este mai bine decât în PNL, eu nu pot să-i opresc. Domnule Rareș Bogdan, ați reușit să-l cunoașteți pe domnul Cârstoiu? Am reușit să-l cunosc, să vorbesc la telefon cu dânsul luni seara și să-l cunosc marți, iar de atunci vorbesc în fiecare zi pentru că încerc să-l sfătuiesc, să-l ajut, să-i construim o echipă foarte bună de comunicare și un staff de campanie care în 2-3 zile să-i fie la dispoziție pentru a reuși să-l sprijin. Vă veți ocupa de campania domniei sale, veți fi purtătorul de cuvânt? M-aș ocupa cu toată deschiderea pentru campania domnului Cârstoiu și pentru campania candidatului PNL-PSD la capitală. Problema este că eu sunt în toate deplasările alături de președintele Ciucă. Sunt de asemenea cel care se ocupă de comunicarea Partidului Național Liberal în campanie și de strategie împreună cu Dan Motreanu și timpul meu e destul de limitat, dar asta nu înseamnă că nu voi vorbi zilnic și atât cât stau în București, o să-l sprijin. Am să ies cu domnia sa, am să particip acolo unde pot participa și am să-i dau tot sprijinul pentru a câștiga. Rareș Bogdan, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, vă mulțumesc tare mult pentru prezentă și explicații. Noi, doamnelor, domnilor, ne revedem în doar câteva clipe. Vorbim despre cel mai intens bombardament al rușilor din anul acesta. Sunt imagini absolut dramatice. Unul dintre cele mai importante baraje ale ucrainenilor e ținta rușilor, din păcate, extrem de multe victime în capitală, în al treilea oraș ca dimensiune, Odessa, și o situație absolut dezastruoasă în al doilea oraș ca dimensiune, Harkov. Acolo oamenii nu mai au electricitate nici măcar pentru alarme. De asemenea, tot în câteva clipe, aici va fi cel mai bine cotat sociolog din America de Sud. Ce previziune are acesta pentru alegerile din România? Și vă arătăm povestea românului care a reușit să prezică victoria lui Trump la virgulă. În câteva clipe, aici, live, pe Digi24. Sunt imaginele dezastrului din Ucraina, domnilor, domnilor, din păcate, spuneam, sute mii de oameni sunt în continuare bombardați de către armata lui Putin ca o răzbunare pentru ceea ce fac ucrainenii, adică rezistă și luptă pentru democrație și o lume în care noi credem, o lume a valorilor, a libertății și a dreptului la liberă exprimare, ceea ce lipsește cu desăvârșire în Rusia. De altfel, tot Moscova este cea care ne spune astăzi că a renunțat la retorica aceasta ambalată frumos a operațiunii militare
speciale și vorbește direct despre război. Împăratul pare că nu se mai jenează să arate că este gol. Vladimir Putin, bineînțeles, la el mă refer. Vom detalia puțin mai târziu ce se întâmplă în Ucraina și care este situația românilor voluntari din Ucraina cu singurul român, bineînțeles, știți deja, decorat de către Volodymyr Zelensky. Va fi în direct aici, live, și vă va aduce mai multe informații. Până atunci încercăm să ne dăm seama cum se reflectă acest război în alegerile din Europa și din întreaga lume. Care este, până la urmă, repercusiunea războiului pentru democrațiile occidentale, inclusiv pentru România? Tocmai de aceea spuneam, unul dintre cei mai bine cotați sociologi din lume este în momentul acesta în platoul live, aici la Digi24. Este vorba despre domnul Andrei Roman, CEO Atlas Intelligence. Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule Roman, vedem dezastrul din Ucraina. Ne întrebăm dacă va fi un leitmotiv în campania din Europa și de peste ocean. Am văzut deja folosit războiul ca unealtă de bâtă electorală, dacă vreți, atât în America cât și în România. Cu siguranță va fi una dintre temele principale ale campaniei din Statele Unite. Într-un context extrem de negativ pentru Joe Biden, el se află acum deja în spatele lui Trump în majoritatea sondajelor la nivel național. Este într-un fel de tendință de recuperare în ultimele săptămâni, dar nu ceva care să schimbe structural șansele fiecăruia dintre ei în cursă. De la retragerea din Afganistan, care a avut un efect cutremurător pentru Joe Biden în Statele Unite, el a depins foarte mult de politica externă pentru a dovedi capacitatea lui ca președinte de a arăta că poate, ca și Donald Trump, să promoveze Statele Unite ca un lider global. Și în momentul de față nu prea are atât de multe vești bune, mai ales de pe frontul din Ucraina. Frontul din Ucraina se înfruntă într-un fel de impas. De fapt, se pare că Rusia avansează din ce în ce mai mult, inclusiv despre o mobilizare a încă 100.000 de soldați ruși. Și în acest context, Joe Biden nu prea are ce să spună publicului american în campanie la capitol politică externă. Asta în contextul în care are și o criză de migranți extrem de acută la frontiera de sud cu Mexic. Domnule Roman, vom vorbi mai în detaliu și despre campania din România. Până atunci, pentru publicul Digi24, sunt convins că este tare, tare curios. Cum a ajuns un român, din Curtea de Argeș, înțelegem corect? Din București. Din București, cu rădăcini în Curtea de Argeș? Mă înșală memoria, nu greșesc. Familia mea, din partea mamei, este din Curtea de Argeș. Deci cu rădăcini în Curtea de Argeș, cum a ajuns un român din București să facă unul dintre cele mai bune studii de pe glob cu privire la cele mai importante alegeri din lume, adică America, America de Sud, SUA? Cum s-a întâmplat acest parcurs? Cred că, de fapt, educația pe care am primit-o în România este primul punct important în această traiectorie. Am făcut aici, în București, unul dintre cele mai bune licee, Colegiul Sfântul Sava. Și după aceea am reușit să obțin o bursă și să fac studiile universitare în Statele Unite. După aceea am făcut și doctorat la Harvard și cumva destinul m-a împins către America de Sud. În timpul doctoratului am făcut o disertație axată pe politica latinoamericană. Orientatorul meu de doctorat a fost Steve Levitsky, autorul unei cărți destul de celebre despre democrație, cum democrațiile mor. Și în acest context, făcând din ce în ce mai mult aceste zboruri Boston, São Paulo sau Boston, Rio de Janeiro, am descoperit că există foarte multe oportunități de a lucra efectiv pe teme de cercetare sociologică și politică în America de Sud și acolo am înființat compania pe care o știți, Atlas Intel, și care acum a devenit o marcă destul de cunoscută, mai ales în America de Sud, dar și în Statele Unite, în ultimele alegeri. Din Statele Unite am avut rezultatele cele mai apropiate de rezultatele votului final. Înțelegem că folosiți tehnici speciale de sondare. Sunt convins că nu ne puteți da prea multe detalii în legătură cu activitatea aceasta. Cert este faptul că rezultatele au fost aproape de ceea ce se întâmplă la sfârșitul zilei de votare. Uh-huh. De ce ați revenit în România? Eu consider că am plecat niciodată din România, de fapt. Adică exista pe vremea comunismului acest concept de diasporă atât de distantă și cumva o mentalitate de diasporă în care eu nu mă regăsesc. Eu am păstrat întotdeauna o legătură foarte strânsă cu familia mea de aici, cu prietenii de aici. Vin în România cam de 4-5 ori pe an. Într-adevăr, profesional, activitatea mea e aproape integrală axată pe America Latină, pe Statele Unite, pe alte țări din Europa, nu atât de mult în România. Dar nu consider că am plecat efectiv din țară.
Inclusiv mă aflu acum aici și încerc să lucrez și în România și vom face inclusiv și studii legate de politica din România de anul acesta, în alegerile parlamentare, europarlamentare, alegeri locale și alegeri prezidențiale. Deci sper să cumva să înfiripez un fel de sucursal Atlas și aici în România. Pentru că vă aflați în România, mergeți prin București, vedeți capitala zi de zi, cât vă aflați aici, vă propun să facem un mic exercițiu cu bunăvoința domniei voastre, bineînțeles, și să ne uităm puțin la ceea ce avem în București. Aici este lista pe care telespectatorii Digi24 o știu deja. Sunt principalii concurenți pentru primăria capitalei, Nicușor Ordan, domnul medic Cârstoiu și în capul listei este domnul Piedone. Ei bine, o să îi luăm metodic, dacă vreți sociologic. Nicușor Ordan, primarul în funcție, primar susținut în primul mandat de către Partidul Național Liberal și Uniunea Salvației România. Acum Partidul Național Liberal nu are un candidat, merge pe mâna domnului Cârstoiu, pe mâna doctorului. Ne întrebăm, Nicușor Ordan, șansele care sunt pentru primăria capitale? Nicușor Ordan și Piedone au în acest moment cele mai mari șanse pentru a câștiga capitala. Și eu spun asta din prisma unui fel de non-combat al principalelor partide de dreapta și de stânga din România, PNL și PSD, care au decis să se unească și să aleagă un candidat care astăzi e necunoscut de majoritatea bucureștenilor și care probabil va avea un timp extrem de scurt pentru a crește în sondaje până la data alegerilor. În acest context, o bună parte din electoratul PNL se îndreaptă către Nicușor Ordan și vorbesc aici despre electoratul PNL care nu era deja cu Nicușor Ordan înainte ca Cârstoiu să fie. Adică ne spuneți că șansele lui Nicușor Ordan de a atrage electorat PNL au crescut după ce au văzut cei din electoratul PSD care este candidatul Partidului Național Liberal? În mod cert, pentru că electoratul PNL tinde să fie unul din electoratele mai ideologice și mai apropiate ca identitate de realitatea liberală. Adică există niște figuri, chiar și astăzi, mai stat de multe ca pe vremea anilor 90, când aveau lideri mai vizibili în spațiul public, dar chiar și acum există lideri liberali care ar fi putut să ducă această campanie a Partidului Liberal în București cu o legitimitate poate mai mare decât cineva din afara politicii și, evident, și din afara politicii liberale. Deci există un bazin electoral important pe care Nicușor Ordan îl poate atrage prin alegerea care a fost făcută la nivelul coaliției. Asta funcționează și pentru Piedone. E important de spus că există și un profil de electorat PSD, destul de fidel partidului, și care poate se îndreaptă în mod mai natural către cineva ca Piedone decât către domnul Cârstoiu. Ce șanse are acum Piedone să-l depășească pe Nicușor Ordan și să devină noul primar general al capitalei? Aș spune că are șanse destul de bune. Nicușor Ordan a început mandatul, după cum știm, cu o anumită încetineală pe care o și recunoaște. Este un candidat care își recunoaște problemele la începutul lui mandatului și spune că acum înțelege în sfârșit cum funcționează mașina. Medicul Cârstoiu, domnule Roman, susținut cu cei mai mulți bani, cu cei mai mulți membri, cu cele mai mari partide. De ce nu are șanse acum? Aș spune că nu are șanse acum din prisma mai ales incompatibilității celor două electorate. Vorbim în contextul alianței PSD-PNL, o alianță care a fost o alianță conjuncturală, care nu a fost încă testată electoral. De fiecare dată când a fost testată electoral până acum, în trecutul nu atât de apropiat, rezultatele nu au fost pozitive pentru niciunul dintre cele două partide. Asta ar fi antecedentul, să spunem, mai mult sau mai puțin istoric. Antecedentul pe care îl vor stabili acum se dă în contextul unui guvern care are o popularitate destul de scăzută, a unui președinte care a împins această alianță, care de asemenea are o popularitate destul de scăzută, deci nu are ancore de popularitate vizibile. Apropo de președinte, domnule Roman, campania pentru prezidențiale este cea mai urmărită, cea mai votată persoană este acolo la prezidențiale. Cine ar putea fi viitorul președinte al României? Este o întrebare foarte bună. Există un fel de criză de candidați la momentul ăsta. Și la nivelul populației, la nivelul electoratului, există o foarte mare dezamăgire față de cum funcționează democrația. Am făcut un studiu anul trecut pentru un festival Unfinished Democracy pe tema democrației în România, care arăta că deși mai mult de 90% dintre români sprijină democrația și cred că democrația îi ajută să aibă o viață mai bună în viitor, la momentul acesta mai mult de jumătate nu consideră că trăiesc într-o democrație reală.
Spun asta pentru că profilul candidatului din toamnă, din păcate, este posibil să fie un profil de outsider, un profil mai radical, așa cum am văzut în foarte multe alte țări adică europene. Mircea Joana nu este radical. Mircea Joana ar fi exact, poate singurul, care ar scăpa acestei logici. Mircea Joana are însă probleme logistice din prisma nesustinerii sale de către PSD. Și ne spuneți în momentul acesta că există riscul real ca românii să voteze un candidat a ceea ce se încadrează în extremism și populism? Exact, cred că ăsta este unul dintre riscurile foarte mari, ca acest candidat să ajungă în tur 2 și să avem atunci de ales între un candidat poate nu foarte popular, dar care a fost propulsat de un fel de machine politics, de o mașinărie politică în curs, de un fel de partidocrație, toate partidele se unesc să ajungă cu un candidat. Ne spuneți că acum, în momentul acesta, există riscul real sau șansa pentru domnia sa în rândul doamnei, în dreptul doamnei Șoșoacă de a ajunge în finala prezidențială? Aș spune că doamna Șoșoacă, ajungând sau nu în turul 2, va surprinde pe foarte mulți în legătură cu procentajul pe care îl avea. Va avea probabil un procentaj de peste 10% la prezidențială dacă rămâne în cursă. Este un procentaj care, eu zic, destul de impresionant, mai ales atunci când îl avem și pe George Simion în scenariile pe care le analizăm. Deci vorbim despre doi candidați cam pe același segment de discurs politic. Andrei Roman, CEO Atlas Intelligence, vă mulțumim tare mult pentru prezență, pentru explicații. Sper să ne revedem cât de curând aici în platoul live pentru a vedea care sunt evoluțiile pe plan intern și internațional, bineînțeles. Mulțumesc. Despre informația momentului, Kremlinul recunoaște că se află în război. Ce înseamnă acest lucru și care sunt repercusiunile pentru noi și pentru Ucraina? În doar câteva clipe aici live de la Românul Decorat de Zelenski. Rămâneți aproape. Informații de ultim moment, doamnelor, domnilor, Kremlinul recunoaște oficial că se află în război cu Ucraina. Practic, spuneam înaintea pauzei de publicitate, Putin a arătat lumii întregi că împăratul este gol. Problema pentru domnia sa este că împăratul este chiar el. Recunoaște așadar o stare de beligeranță oficială cu Kievul. Nu știm ce înseamnă acest lucru, ceea ce vedem în schimb este o accentuare a bombardamentelor fără milă a orașelor ucrainene. Din păcate, mii de oameni au de suferit zilnic și sute de mii trăiesc în condiții mai mult decât precare. Propun acum să vedem o reacție mai mult decât cinică a celor care este vocea lui Putin. Nu știți, Dmitri Peskov, urmărim acum. Este specială военна операция de jură, nu no, de facto, фактически. Для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. Și să vă spuneam, discutăm în clipele ce urmează cu Radu Hosu, este singurul român voluntar decorat de către președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. Radu Hosu, așadar live acum pe Digi24. Bună seara, Radu Hosu, îți mulțumim tare mult că ai găsit timp pentru noi. Bună seara, bine v-am găsit. În primul rând, ai reușit să vorbești cu prietenii tăi români care se află în Ucraina? În ce stare sunt aceștia? Sunt teferi în continuare? Am văzut lupte inclusiv pe teritoriul Federației Ruse. Da, au fost, sunt teferi, sunt bine, avem norocul ăsta. Într-adevăr, luptele de acolo au fost foarte grele, au fost și, evident, pierderi de vieți omenești. Au fost lupte care au fost îndreptate legitim către ținte militare din Belgorod și pentru mult au fost și românii din Romanian Battle Group Jetica acolo, după cum puteți vedea în imaginile date pe post. Și ei nu sunt ce e important de spus și am spus asta și pe rețele de socializare, Romanian Battle Group Jetica nu este o unitate de invazie sau unitate de ocupare a teritoriului, s-au apărat, pentru că ei în momentul ăsta fac parte din forțele armate ale Ucrainei, s-au apărat atacând zone și ținte militare din Belgorod. Se știe, în momentul ăsta sunt mai multe echipe care luptă
din mai multe țări, Georgia, Belarus, inclusiv da. Rusia. Radu Hosu, vreau să întreb în legătură cu postarea ambasadei ruse. Spunea că 349 de români voluntari în Ucraina au fost uciși de către forțele ruse. Nimic mai fals. Nimic mai fals. În realitate, românii în Ucraina, de la începutul războiului și până acum, probabil că au fost undeva la 100. În momentul ăsta sunt undeva la 50. Cel mult 50. Jumătate dintre ei îi cunosc. Au fost și pierderi, dacă ne poți spune? A murit un singur român. Este vorba de Rudolf Wittmann, din Arad, care a fost... Trupului a fost adus înapoi da. În România și a fost înmormântat cu respectul adevărat. Din ce știi tu, de la prietenii tăi ucraineni, care este starea de fapt? Lupte extrem de dureroase, extrem de grele acum în Ucraina, muniție din ce în ce mai puțină, din păcate, și ne întrebăm dacă e o stare de disperare, o stare de dezamăgire față de partenerii occidentali. Ce simt mai bine, ce simt mai exact acum ucrainenii? Din păcate, aceste bâlbe ale Occidentului, să le spunem așa, soft bâlbe, afectează moralul soldaților de pe linia frontului, pentru că se așteaptă ca Occidentul să-i poată ajuta. De ce? Pentru că acest război, pe care într-un final a declarat și Rusia, acest război nu este unul care vizează doar Ucraina, ci vizează practic, este o luptă cât se poate de evidentă da. Între bine și rău, democrație și autocrație. Prin urmare, orice bâlbă a vestului afectează moralul ucrainienilor, care se văd lăsați la greu, mai ales după ce au primit garanții de securitate în 1994 prin memorandumul de la Budapesta, unde li s-a promis că în timpul predării rachetelor nucleare vor primi aceste garanții de securitate ale teritoriului statului lor. Din păcate, nu este singurul tratat pe care îl ignoră Rusia. Radu Hosu, îți mulțumesc tare mult. Din păcate, nu mai avem timp. Aș vrea, dacă ai putea, să ne vedem cu ocazia emisiilor următoare. Îți mulțumesc pentru informații, îți mulțumesc pentru detalii și pentru că ai fost alături de noi. Mulțumesc. E bun un pic de sport. Distanță, distanță între voi! În clipele ce urmează vorbim despre războiul politic, cel puțin în rândul marilor partide politice vedem un război pentru funcții. De cele mai multe ori războiul este presărat și cu scandaluri. Scandaluri întemeiate dacă e să ne uităm în curtea unora dintre cei care au fost marii lideri regionali sau chiar naționali. Tocmai de aceea colega noastră Corina Matlinski, jurnalist Digi24, este acum alături de noi. Corina, bună seara! Bună seara! Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră și îți mulțumesc că ne-ai ajutat să trecem în revistă câteva. Pentru că dacă e să ne uităm și la comune, localități mai mici, găsim probabil sute de oameni care au avut probleme mai mari sau mai mici cu legea. Mulți dintre aceștia sunt adevărați lideri cunoscuți la nivel național. Unul dintre cei care poate fi viitor președinte în continuare a Consiliului Județean este în imagine alăturată. Am ales câteva cazuri, însă am ales câteva nume sonore din trei mari partide, cele mai mari trei partide de la noi din țară. Iulian Dumitrescu, pentru că ați și vorbit de el ceva mai devreme, este suspect într-un dosar penal al Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită. Ne amintim, 3,2 milioane de euro, spun procurorii DNA. Mai mult decât atât, nu ar fi declarat foarte multe
bunuri, foarte multe sume de bani pe care le-ar fi obținut în acele declarații de avere, luare de mită, fals în declarații, susținut în continuare pentru această funcție. Este adevărat, se bucură de prezumția de nevinovăție și o să vorbesc în continuare pentru că nu întâmplător, după el vorbim despre un coleg de partid, Costel Alexe, el își dorește să fie președinte de Consiliu Județean. Luare de mită, este deja trimis în judecată, însă nu are o condamnare definitivă. Și poate că atunci se întreabă colegul său de partid, eu sunt doar suspect, încă nu am fost trimis în judecată, nu am o condamnare definitivă. De ce eu nu aș putea să fiu în continuare în această funcție? Nu, se bucură de prezumția de nevinovăție. Cine sunt ceilalți de pe listă, Corina? Să ne uităm și la alte partide. Da. Vorbim mai departe despre USR, un caz recent, Vlad Voiculescu, care este candidat la europarlamentar, este și el cercetat penal, suspect deocamdată în dosarul vaccinurilor, un dosar cu un prejudiciu uriaș, acuzat de abuz în serviciu. Nu este singurul din partid care a trecut așa pe la Direcția Națională Anticorupție. Corupție. Avem și un caz ceva mai recent al primarului din Bacău. Acolo își dorește și el un alt mandat, Lucian Viziteu. El este acuzat că ar fi ținut gratis o angajată într-un apartament acolo în Bacău, deși avea domiciliu în Bacău. I-a dat și această locuință, abuz în serviciu și el în continuare își dorește să fie primar acolo, se bucură de aceeași prezumție de nevinovăție. Și poate cel mai recent caz, pentru că am tot văzut ieri discuții în acest sens, vorbim și de Partidul Social Democrat, președintele Consiliului Județean Călăraș. El este deja trimis în judecată. Este interesant însă aici să facem această precizare. El în primă instanță a obținut deja o achitare. În luna aprilie acestui an are primul termen în apel. Să vedem dacă judecătorii o să considere că este nevinovat în acest dosar. Ieri însă, potrivit unor surse, ar fi vizat de o nouă anchetă a Direcției Naționale Anticorupție. Au fost procurorii la Consiliul Județean să ridice anumite documente și spunea el că ar fi putut să fie trimise acele documente doar cu o ordonanță, nu era nevoie de atât de mare tamtam, așa se apără Vasile Iliuță. Rămâne să vedem dacă până la urmă va fi făcut sau nu suspect în acel dosar. Corina Matinski, este foarte interesant cum unii dintre politicieni își doresc atât de mult atenția publică, dar doar atunci când le convine. Așa. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru detalii. Domnilor, domnilor, noi vorbim în continuare despre politică, vorbim despre liste, vorbim despre ce înseamnă această campanie pentru europarlamentară, pentru locale, negocieri din interiorul coaliției. V-am promis, principalii lideri din cele două partide vor fi prezenți și iată că sunt prezenți aici live în această seară. Domnul Mihai Tudose este europarlamentar, lider PSD și coordonator al campaniei PSD pentru Parlamentul European. Bună seara! Bună seara! Domnul Tudose, vă mulțumesc tare mult pentru prezență într-un prim rând, într-o rând când președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut o părere în legătură cu posibilitatea prezenței domnului Dumitrescu pe listele PNL la, la alegerile locale, fără penali în PNL, sloganul PSD? Este o discuție complicată, fiindcă așa cum a spus și colega noastră, cu toate că generalizarea asta pe care o faceți, cu riscul de a supăra pe foarte multă lume, putem și noi să începem să ne pregătim cu ziariști care au făcut pușcării. Așa este, na. Da? Dar sunt plătiți din bani privați. Asta nu vă implică și pe dumneavoastră, nu? Sunt plătiți din bani privați. Am înțeles. Deci atunci are voie să facă orice. Nu, nici de cum. Noi milităm pentru respectarea legii. Mulțumesc. Dar nu mai generalizați. Da. Ați început cu război în clasa politică. Nu știu. O fi război unde știți dumneavoastră. Eu nu văd niciun război în clasa politică. E campanie. Sunt lucruri normale când fiecare partid își prezintă strategia, își prezintă planul de acțiune. Planul de campanie, da, avem și parte de circ, două partide specialiste în zgomot și lumini, dar ăla nu e război, acolo doar să fac ei de râs. Revenim la ce spuneți dumneavoastră, eu mai spun că nu comentez deciziile justiției. Așa este. Numai că aici avem pe unii care sunt trimiși în judecată, unii care încă nu au fost trimiși nicăieri, doar este o anchetă, știți că de multe ori anchetele nu se finalizează cu trimiterea în judecată, fiindcă nu se confirmă faptele. Avem un caz care e la, cumva la jumatea drumului, dar prima instanță a spus că nu există fapta. Așa că haideți să vedem când se opresc lucrurile. Într-adevăr, nu este cea mai fericită ipostază pentru cineva să candideze. Partidul fiecare își asumă
candidatura și de aici încolo noi nu avem o listă comună la Prahova. Domnule Tudose, deci, repet, nu avem o listă comună la Prahova, da. Nu candidăm împreună la Consiliul Județean. Sunteți o coaliție, oamenii văd cumva deja la pachet coaliția PSD-PNL pentru că sunteți la guvernare și pentru că nu e așa, colaborați. Ajută coaliția de guvernare prezența a domnului Dumitrescu, spre exemplu, pe listă? Nu, orice dubiu creează, știu eu, anumite dificultăți. Da. Da, vă aduc aminte și un caz în România, că asta e și nu a fost numai România. Au fost și cazuri ciudate, da, în lumea asta, au fost și candidați care au decedat în timpul campaniei, au rămas cu buletinul de vot și au fost aleși. Așa este, țineți minte, chiar în România. Țineți minte cazul fostului primar de la Baia Mare, care, da, a fost ales în timp ce era în arest. Acum este deja după grație. În mandatul, în campania da, trecută. Până la urmă, poporul e suveran. Dar, într-adevăr, anumite situații ar fi bine să fie evitate. Cum ar fi cele legate de cazul domnului Dumitrescu? Dar fiecare partid își stabilește mai bine strategia și probabil că au vorbit cu domnul Dumitrescu, eu știu ce au vorbit. Ați fost Nu cred că dumneavoastră știți mai bine ca mine sau mai bine ca dumneavoastră ce e acolo. Noi întrebăm, domnule. Am înțeles. Ați fost la discuțiile cu doamna Chiriac în momentul anunțului domniei sale privind retragerea? Nu. Știți de ce s-a retras? Dincolo de motive familiare. Nu e foarte simplu. Și cine va fi în locul domniei sale? Eu, din câte știu, acum nu va fi nimeni în locul domniei sale. Domnul Rareș Bogdan ne spunea acum o oră aici, pe același scaun pe care stați și dumneavoastră, că ar putea fi... prezența lui scaunul și o energie. Rareș Tudose sau Mihai Bogdan? Da, unul, eu cred că renunțăm la ideea aceasta de candidat independent. Această idee a fost pentru a nu, știu, ostiliza electoratul, a fost ideea de acum o lună, două, între timp am constatat că electoratul s-a obișnuit cu această idee. Și, repet, cred că o să ne scurcăm și fără independent la Parlament. Veți deschide lista? Eu așa cred. Dumneavoastră? Eu așa cred. Ați avut deja discuții cu Partidul Național Liberal? Nu. Cred că astăzi au mai fost niște discuții, le vom închide. Dar oricum nu vorbesc de mine, acum vorbesc de PSD. Deci Partidul Social Democrat merge pe mâna lui Tudose pentru... Asta s-a stabilit el la noi în partid, prin vot. Domnule Tudose, vă propun cu bunăvoința domniei voastre să ne dați mai multe detalii despre ce va însemna campania pentru europarlamentare după o scurtă pauză de publicitate. Trebuie să luăm acest moment de publicitate, revenim în doar câteva clipe cu reacția lui Mihai Tudose și la mesajul lui Rareș Bogdan. A avut acest mesaj pentru dumneavoastră. Ciar. Am revenit în direct, domnilor, spuneam, fostul premier Mihai Tudose prezent în platoul live. Domnule Tudose, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiunea noastră. Nu știu, eu am constatat că vă cam încurc. Aveți făcut o mulțime de chestii pe aici, dat publicitate. Nici de cum, domnule Tudose, apreciem foarte mult prezența eu dumneavoastră. Eu nu cred că mai la televizor după 10 minute de publicitate. Din păcate este o pauză comercială pe care trebuia să o... Îmi cer scuze că vă incomodez. Nici de cum, domnule Tudose, reiterez, apreciem prezența dumneavoastră în emisiune, tocmai pentru că vrem să aflăm mai multe detalii privind cursa pentru Parlamentul European. O listă comună PNL-PSD, varianta, spuneți dumneavoastră acum în PSD, ca Mihai Tudose se deschide lista pentru Parlamentul European. Din informațiile noastre, dumneavoastră ați putea fi luat în calcul și pentru funcția de vicepreședinte a Comisiei Europene. Nu știu unde aveți dumneavoastră informațiile astea. Există posibilitatea aceasta? Nu știu de unde aveți dumneavoastră informațiile. Înțelegem că domnul premier Ciolacu a negociat cu ai săi colegi din PES ca funcția de vicepreședinte să ajungă în dreptul României. Da, și? Și în momentul acesta, din lista... Da, fiecare țară își exprimă opțiune, da? Ok. Da. Dumneavoastră vă încadrați la criteriile... Dacă faceți statement-ul, ce să faci, vă contrazic? Vă întrebam. Da, v-am spus că nu. Am înțeles. Vreau să mergem acum și către partea de alegeri locale. Spuneți, o să mergeți pe liste separate cu Partidul Național Liberal în țară. Am vorbit despre candidatul PNL pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Prahova. De ce nu ați vorbit cu domnul Rareș Bogdan, că înțeleg că a fost mai devreme aici? Am vorbit și cu Rareș Bogdan. Continuați să vorbiți cu el despre chestia asta. Vorbim și cu dumneavoastră. Eu nu sunt șef de campanie la PNL Prahova. Care va fi strategia de campanie, apropo, pentru Partidul Social Democrat al europarlamentare? Sunteți și șeful campaniei. Cred că glumiți, nu? Nu.
Adică am o strategie. Strategia e o chestie care nu se comunică, se aplică. Și eu să vă spun la televizorul noastră, nu? Mă întrebam dacă aveți... Avem o strategie, da. Merge pe discursul anti-extremism? Acesta este principalul dușman al României în momentul acesta? Nu voi face o campanie anti. Și explicăm ce putem noi să facem pentru România acolo. Apropo de extremism, domnule Tudose, a declarat recent George Simion că obiectivul domniei sale este distrugerea Partidului Social Democrat. Asta când mergeți pe stradă și luat un câine după un gard, vă opriți, vorbiți cu el? Nu. Nu mă interesa și declarat Simion. În aceeași ordine de idei, spuneam, extremismul în pericol la nivel european și la nivel național. Reușește România în momentul acesta, în forma actuală de coaliție, să guverneze și după alegerile europarlamentare? Există riscul unei rupere a coaliției după momentul 9 iunie? Nu e nimic sigur, dar asta e strategia, ca noi să guvernăm următorii cel puțin 10 ani. Adică și după 2024, după alegerile... Am zis următorii 10 ani. Da. În ceea ce privește candidatul la prezidențiale, domnule Tudose, există negocieri la nivelul coaliției? Sau după alegerile locale și europarlamentare, începe subiectul cu candidatura la prezidențiale. Până atunci vorbim despre locale și europarlamentare. Care este ținta pentru alegerile europarlamentare? Locul 1 cu cât mai multe mandate. 20 de mandate? Locul 1 cu cât mai multe mandate. Domnule Tudose, în spațiul public sunt discuțiile cu privire la ce s-a întâmplat după alegerile europarlamentare. Spuneți că luați în calcul o guvernare comună cu Partidul Național Liberal și ulterior anului 2024, deci este exclusă orice formă de alianță cu partidele extremiste. Da, asta am spus. Se va crea și în România un cordon sanitar pentru a... Dar este și acum. Avem deja un cordon sanitar. Vi se pare că contează acești oameni în Parlament? Ce să vorbești cu ei? În afară de circ? Că se apucă în studio, că îi promovați, adică după aia ne întrebăm ce e extremismul peste noi. Îi promovați toată ziua. Când mai prindeți pe aici pe vânt, întrebați-l ce faci și soluția. Că eu înțeleg că noi nu gătim bine, dar eu ce știți fac? Vă întrebam acest lucru pentru că, ce drept, în Partidul Național Liberal au fost momente în care lideri din Vâlcea, spre exemplu, își doreau alianță cu AUR împotriva PSD. Înțeles. Hai să spunem că anumite tipuri de comportament, mai mult sau mai puțin inteligente, sunt peste tot. Da? A fost un caz izolat în Vâlcea, poate un caz izolat și pe la noi. Asta e unul. Cu asta am început emisiunea, nu mai generalizați. Așa este. Domnule Tudose, o să vreau să ne uităm puțin și către candidatura președintelui în funcție, Klaus Iohannis, pentru conducerea NATO, adică pentru funcția de secretar general NATO. Îl susțineți? Cred că am mai spus-o și la noastră la emisiune. Orice candidatură sănătoasă la cap, adică nu din partea unui și o partid extremist naționalist și așa mai departe, stări după fix, orice candidatură a unui român pe o poziție de înaltă demnitate publică europeană sau internațională, este binevenită și o susținem. Spun acum liderii politici occidentali că sunt șanse pentru Klaus Iohannis pentru a ocupa funcția de secretar general NATO. Credeți în șansele lui Iohannis? Evident că da. Altfel nu l-am mai susține, nu? Că nu susții pe cineva care nu are șanse. Și nu cred că domnul președinte Klaus Iohannis, cunoscându-l cât îl cunosc, se arunca cu capul înainte într-o chestie unde nu e nicio șansă. Cum ați colaborat cu Klaus Iohannis? Ca și premier, foarte bine. Cealaltă variantă ar fi Klaus Iohannis la conducerea Consiliului European? Da, sau Klaus Iohannis la conducerea ONU, sau Klaus Iohannis la conducerea Cucioșii, sau... Nu, hai să ne oprim aici. Până acum și-a exprimat intenția pentru acest lucru. Că altfel nu mai terminăm două zile și, bineînțeles, două zile. Noi în alea două zile o să vorbim o oră, când să-ți băgați publicitate. Dar despre toate organismele internaționale care se vacantează posturile acum sau peste 5 ani. Nu, vorbim de Iohannis și NATO acum. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, domnule premier. Revenind puțin către campania pentru alegeri din țară, în momentul acesta candidatul PSD în Brăila va fi același candidat. Candidat. Primarul în funcție, da. Da. Se va merge pe forme de coaliții la nivel național unde? Numai acolo unde hotărăsc cele două organizații, cele două filiale. Dacă sunt de acord amândouă, evident. În cazul în care există un primar în funcție din partea altei formațiuni politice? În cazul în care cele două formațiuni politice, într-o localitate, într-un județ, hotărăsc să meargă împreună cu un candidat, se va merge așa. Au libertatea să facă această alianță. Vreau să vă propun să ne uităm către un caz anume, cazul Timișoara, acolo unde Partidul Național Liberal anunță că nu mai susține pe domnul Nica. Vă doriți funcția de
președinte al Consiliului Județean Timișoara? Evident. Și o vom avea. Adică ați avut deja negocierile cu Partidul Național Liberal? Eu spun că o câștigăm acum. Da? Dacă cele două filiale au ajuns la o înțelegere, da? Cu listă comună, candidați comuni și așa mai departe, susținem acel protocol al lor. Se va aplica aceeași? E păcat pentru Timișoara, chiar e păcat pentru Timișoara. Cunosc destul de bine Timișoara să rămână pe mâna actualului primar. Vorbesc de județul Timiș, vorbesc de Timișoara în primul rând. E un simbol al României și arată nefericit, ca să zic așa. Și în ceea ce privește campania la nivel național, au cerut liderii PNL un pact de neagresiune. Susțineți un astfel de demers? Este firesc. Nu trebuie să ai neapărat un pact de neagresiune. Noi doi, când intrăm semnul un pact de neagresiune, să ne batem în timpul emisiunii. Normal. Întreb acest lucru pentru că... e nevoie ca acest pact să fie scris sau... Da, e normal, e de bun simț, e normal. Vă întreb acest lucru pentru că am observat în țară o campanie de racolare a primarilor și consilierilor PNL de către PSD. Racolare. Adică s-a dus cineva și a luat forță. În scriere în partidul atunci. Mai mult cu imagine. Înțeles, că e libertatea fiecăruia. Ce se întâmplă, stimate domn? Vă rog. Fiecare partid își stabilește niște candidați. Dacă primarul în funcție nu mai e candidat la mine, vine la noastră. Cea mai mare, una dintre principalele cauze. Ce să-i fac? Du-te, frate. Sau vino dacă eu te consider că ești mai bun și ceilalți consideră că au pe cineva mai bun. Asta e. Dar asta e în toată lumea, nu-i numai la noi. Și e și normal. Vorbeam în sensul în care există o nemulțumire în rândul liderilor naționali liberali. Acuză chiar pe colegul dumneavoastră, Alfred Simonis, din Timișoara, că a fost virulent în campania. Dar totdeauna, știți, să-i devină altcineva. Totdeauna îi devine altcineva. Spuneți că aleșii locali PNL care au plecat? Aleșii locali au dreptul să opteze. Susțineți în continuare... Nu știu dacă e cea mai fericită situație, da? Da, e dreptul lor. Le respect acest drept. Am înțeles punctul de vedere. Vă spun, vă întrebam pentru că există nemulțumire mare la nivelul conducerei Partidului Național. Adică un parlamentar are dreptul legal stabilit și respectat și consfințit de Curtea Constituțională, până acolo s-a ajuns, să schimbe partidul, să își reprezinte cum dorește el electoratul. Sau cum crede el că își dorește electoratul. S-ar putea câteodată să nu să pupe cele două situații. Atunci este evident că și un primar, un consilier local, dacă așa gândește el la un moment dat că ceva e neregulă, să duce în altă parte. Din păcate sau din fericire, din când în când vin alegerile. Și atunci electoratul îl va sancționa sau nu. Și bă, a fost bine că ai plecat de la alb la negri, sau invers, sau a fost rău. Bă, uite, ai plecat doar tu, nu și noi cu tine. O să propun, domnule Tudose, să ne uităm din nou puțin către Parlamentul European, pentru că după alegerile din 9 iunie, România va desemna, bineînțeles, și comisarul. Își dorește România în momentul acesta comisariatul pe politică de vecinătate? Deci România sigur va avea un comisar. Este de aici încolo, discuțiile vor avea loc după alegeri. Hai să vedem ce este în Uniunea Europeană. Sunt negocieri mai mari. Negocierile ample, nu se negociază numai posturile de comisar. Sau ce anume, care comisar, da? Evident că votind de România să obțină un, dat fiind și importanța țării și dimensiunea, să obțină un post cât mai bun sau de mai mare influență de unde să poți ajungi România și să faci bine. Care va fi acela, vom vedea. Dumneavoastră, că a fost premier și actual europarlamentar, cu siguranță știți ce ar ajuta România. Am avut mandate de comisari europene extrem de importante, fie că vorbim de agricultură, infrastructură sau... Sper că o să avem în continuare mandat important. De preferință din sfera economică. Înțelegem din surse de la Cotroceni că politica de vecinătate ar fi necesară pentru a susține demersurile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Înțeles. Asta, cu asta ați început emisiunea, toți înțelegeți. Eu vă spun ce pot să vă spun, da? Atâta vă spun. L-am întrebat pe Raj Bogdan... Deocamdată nici nu e un comisar pe anumite situații. S-ar putea anumite portofolii să schimbe denumirea, să mai schimbe un pic lucrurile pe acolo. Hai să aveți un pic de răbdare. Adică își dorește România eventualul portofoliu de apărare? Nu, domnul. Sigur, România își dorește cel mai slab comisar, dar cel mai slab post. Bineînțeles că ne dorim cel mai bun post posibil, da? Dar hai să vedem după ce poziție îl negociem.
Și asta este una dintre cheile coaliției noastre, că suntem împreună, suntem puternici și putem negocia mai bine. Aveți impresia că cineva își dorește cel mai inisifiant post de comisar de acolo, e o țară care își dorește chestia asta? Nu, toți se bat pentru cele importante. Depinde de noi cum ne prezentăm și cum ne vom negocia voturile acolo. Către final, discuția noastră, domnule Tudose, am cerut un mesaj de la Raluca Bogdan pentru dumneavoastră. Spuneam, sunteți cei doi lideri a campaniei pentru europarlamentare. Care este mesajul lui Mihai Tudose pentru colegul său, Raluca Bogdan? O să-l dau personal, permiteți, că tocmai suntem aliați de jumătate să vorbim pe internetul televiziunii, o să-l sun pe el. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, Mihai Tudose. Vă mulțumesc, vă las să dați în continuare publicitate cât doriți de acum încolo. Vă mulțumesc. Îmi pare rău pentru nemulțumire în legătură cu obligația de a transmite momentele de publicitate. Vă mulțumesc încă o dată, Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar în funcție, pentru prezență și pentru detalii. Reiterez, Mihai Tudose, fostul premier al României, a fost prezent aici în platou live. Doamnelor, domnilor, spuneam, noi ne uităm către ce se întâmplă pe arena națională și arena internațională. Vorbim despre ce se întâmplă acum în România și în Europa. De această dată vorbim de o știre de ultim moment, așadar News Alert la Digi24. Vorbim de un atac fără precedent în capitala rusă. În aceste momente chiar 12 morți au fost, din păcate, găsiți de către autoritățile de la Moscova după ce a fost un atac într-o sală de evenimente. Vorbim așadar de o informație de ultim moment. Vă spuneam, numai puțin de 12 morți și mă uit chiar în aceste momente pe informațiile care vin din presa rusă. Spre exemplu, transmite canalul Telegram care se ocupă de acest subiect în Federația Rusă că sunt cel puțin 50 de oameni răniți în urma atacului de acolo. Era un club, dacă înțelegem corect din imaginele pe care le avem, era o sală de evenimente, sunt 50 de răniți, reiterez, și cel puțin 10 persoane care și-au pierdut viața. Vorbim așadar de un atac armat într-o sală de evenimente. Nu cunoaștem în aceste momente care sunt motivele din spatele acestui atac. Transmite presa rusă că au fost acolo și explozii. Chiar agenția de oficială de presă TASS transmite acest lucru. Spun că Corcus City se numește acea clădire în suburbia Moscovei. De asemenea, vorbesc aceștia că acolo era un concert, un concert al trupei Picnic. De asemenea, ne mai spune presa rusă că, din fericire, până în aceste momente nu se știu date despre eventuale victime în rândul trupei care cânta pe scenă acolo în Moscova. Colega noastră, Ana Constantin, este jurnalist Digi24, specializat pe externe, care vine cu mai multe informații. Ana, te rugăm, ce date suplimentare ai? Bun găsit! Atacul a avut loc cu scurt timp în urmă. Una sau mai multe persoane au deschis focul. Din informațiile furnizate de presa rusă, vorbim, așa cum spuneam, de unul sau de mai mulți atacatori care ar fi folosit arme automate. Din imaginile postate pe rețelele de socializare, vedem haosul creat acolo unde a avut loc atacul, la o sală de concerte unde urma să aibă loc un concert, o trupă rock urma să susțină un concert. Din informațiile pe care le avem până în acest moment, cel puțin 12 persoane au murit și există mai mulți răniți, zeci de răniți. Așadar, după cum spuneam, un atac armat a avut loc cu scurt timp în urmă la o sală de concerte din Moscova. Acestea au fost informațiile pe care le avem. Îți mulțumim tare mult, Ana Constantin, pentru intervenție, pentru detalii. Este un subiect pe care îl va aborda cu siguranță și colega noastră, Anca Suciu. Este realizator ediție specială aici pe Digi24. Anca Suciu, prezent acum în platoul live. Îți mulțumim tare mult că ești alături de noi. Subiecte multe, pe plan intern și pe plan extern. Ce vedem? Vom strânge informațiile apropo de acest atac armat. Vedem care sunt informațiile certe care există, pe care le putem strânge și noi. Elena Nasconi, lider al USR, vine în platoul ediției speciale și desigur vom discuta și despre această
goană din interiorul coaliției. Săptămâna trecută lansam un anunț împreună pentru primarul Capitalei. Astăzi, la fel de bine, am putea lansa un anunț pentru numărul 1 pe lista de la alegerile europarlamentare, dar e foarte interesant și vreau să discutăm despre asta la ediția specială. Cum alege oamenii, cum aleg partidele mainstream oamenii? Pe de o parte vor profesioniști cu o carieră în spate și ne spun că așa vor schimba lucrurile în România, că nu mai merge și așa, dar de cealaltă parte nu așteaptă pretenții de la ei. La primarul general nu au vrut să aspire cumva la funcția de președinte al României odată ce strânge voturile bucureștenilor, iar acum la numărul 1 nu a vrut să aibă pretenția funcției de comisar la nivel european. Păi dacă e numărul 1, atunci ce o recomandă, nu? Câteva detalii plus un... cum să-i spunem, niște cuvinte acide pe care le scoate în acest moment Eduard Helvig, fost șef al SRI, despre care am vorbit că ar putea prelua Partidul Național Liberal dacă lucrurile se clatină pentru Nicolae Ciucă. Critică și Eduard Helvig, candidatul la primăria Capitalei, susținut de PSD-PNL. Anca Suciu, te urmărim așadar în doar câteva clipe, doamnelor, domnilor, ediție specială cu Anca Suciu. Informații actualizate la minut, bineînțeles, veți vedea în emisiunea moderată de ea. Anca, te urmărim și îți ținem pumnii. Doamnelor, domnilor, eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de mine în această seară la ediția live. Într-un format absolut special ați văzut și dumneavoastră. Nu uitați, cele mai proaspete informații actualizate la minut, inclusiv despre ceea ce se întâmplă în Rusia. Un atac cum nu s-a mai văzut în ultimii 20 de ani, de când a preluat Putin conducerea în Federația Rusă, sau dacă vreți de la școala Beslan. Vă aduceți aminte atunci când, din păcate, 10 de copii au fost uciși acolo în estul Rusiei. Eu sunt Alexandru Rotaru și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în această seară live. Ne revedem și vineri viitoare, tot de la ora 18, tot aici pe Digi24, tot live. Rămâneți aici!